Lucrările de modernizare continuă la Râmnicu Sărat și în prag de iarnă. În ultima perioadă, administrația domeniului public Râmnicu Sărat a realizat mai multe lucrări de reamenajare și reabilitare a mobilierului urban. De asemenea, echipele ADP au asfaltat și un tronson din apropierea parcului Orizont din cartierul Zona Pod și au amenajat câteva stații de taxi în zona gării. Am finalizat asfaltarea tronsonului din zona parcului Orizont, tronsonul de pe strada Alea Răsăritului. Am continuat cu amenajarea celor 6 locuri de stații taxi din zona gării pe strada Horia. În zona centrală a orașului, angajații ADP au reabilitat băncuțele și au vopsit stâlpii de iluminat public stradal. Și în incinta locurilor de joacă au fost vopsite băncuțele. Am încercat să reamenajăm și să reabilităm băncuțele din zona centrală, vopsitul stâlpilor de iluminat, tot la fel din zona pietonală, din centrul orașului. Am continuat cu repararea și vopsirea băncuțelor din locurile de joacă pentru copii. În perioada următoare, echipele ADP vor pregăti orașul pentru sărbătoarea de 1 decembrie. În perioada următoare să ne preocupăm cumva și de împodobirea stâlpilor de iluminat, atât cu ghirlande, cât și cu steaguri în vederea întâmpinării, așa cum se cuvine, a sărbătorii de 1 decembrie. De asemenea, administrația domeniului public Râmnicu Sărat va realiza lucrări și în cartierul Costieni.